oaspeții au contestat arbitrajul, penaltiul și golul 2, offside. N-am văzut absolut nicio reluare, o să mă uit, habar n-am ce a fost, știu doar că și la pauză am uitat și eu la contactul dintre Iustin Popescu și Olaru, discutabil, habar n-am, eu mi-aduc aminte altceva, că la Botoșani 4 penaltiuri, a spus toată lumea și mi s-a dat doar 1 și nu vreau să mă apuc să înșir, că sunt prea multe împotriva noastră, tot timpul împotriva noastră. Dacă într-adevăr astăzi a fost vreo greșeală, asta e situația, o recunosc după ce văd, acum nu am ce să vorbesc, habar n-am. 5 victorii la rând, cu cupa și cu cupa, în campionat... Da, avem 5 victorii la rând, dar Voluntarii are 6, nu vedeți? Și curând o să jucăm cu ei și în cupă, dacă vom juca, și în campionat. E un campionat interesant, un campionat în care Sepsi, care se anunța o posibilă pretendentă la titlu, că așa, citisem în presă, sincer să fiu, dar oricum o echipă pe care nimeni dintre specialiști nu vedea să lipsească din play-off, nu câștigă 10-11 etape la rând. Un campionat în care știu eu, Voluntariul, auzisem că se gândeau cei de acolo să facă o schimbare, a plecat Ciobi și nu mai prinde nimeni. Rachete, 6 victorii la rând. Un campionat ciudat, doar CFR-ul merge cum ne-a obișnuit în ultimii ani. Dar dacă nu, poate că ar fi fost faze discutabile, dar cred că problema cea mai mare a Mioveanului în anul ăsta a fost golul pe care l-a marcat CFR împotriva lor, dintr-un offside gigantic, văzut de oriunde, și a fost 1-0. Asta a fost problema lui. Dumneavoastră sunteți apropiat de jucători, cum se simte ea? Cum se simt mai liber, că nu mai este... Eu asta și apropiat de jucători, că stau cu masca și păstrez distanța. Mă refeream da. Și eu mă refeream în lumea. Dacă ei se simt mai liniștiți, că știu că nu mai sunt criticați după meciuri, poate și asta a contat în anumite rezultate de-a lungul timpului. Astea sunt alibiuri ale unor oameni foarte slabi. Dacă spui că nu poți juca fotbal, că te critică cineva, înseamnă că n-ai ce să cauți la scară. Chiar n-ai ce să cauți. Înseamnă că stai mental prost și cu asta basta. Iar un fotbalist mare nu poate să aibă mentalul slab, sub nicio formă. Pentru că până astăzi foarte bine că Mirel Rădoi v-a surprins decizia lui de a nu mai continua într-un eventual baraj. Nu continuă. Sper să fie o decizie luată la caz, nu știu, habar n-am vorbit cu Mirel după meciurile astea și oricum, de când e selecționer, foarte puțin și doar chestii legate strict de jucătorii noștri care sunt susceptibili de a fi selecționați. Nu-mi permit să fac comentarii, țin foarte mult la Mirel, efectiv nu-mi permit să fac comentarii, nici nu știu situația de la echipa națională, e problema Federației Române de Fotbal, noi avem prea multe probleme la... În contextul actual, cât de important a fost revenirea lui Tănase? Și este. Când s-a oprit la penalti, a făcut un pas și s-a oprit, mă gândeam că mai face încă al doilea și atunci eu cred că o luam așa, spre Buzău, oraș deschis sportul. Să citesc mai bine panotajul. Din fericire și-a adus aminte și-a bătut, a schimbat... I-ați spus atunci? Să nu mai bată așa? Nu am spus să mai bat așa, atunci eram disperat că am pierdut 2 puncte, dar uite, Botoșani, până la urmă, chiar asta, că vorbeam de voluntari, uitați Botoșani, prima etapă am făcut 0-0 și eram super nemulțumit și după aia nu i-am mai aprinut, în fine, a bătut serios, nu că n-ar fi bătut serios atunci, dar n-a ales ce trebuie, cum a ales atunci și Coman la echipa națională de sub-21 cu Danemarca și așa mai departe. Oameni buni, eu vreau să ne recâștigăm jucătorii, toți bineînțeles, dar mai ales cei importanți. Avem niște probleme inimaginabile, adică la ultima fază a unui antrenament să se accidenteze o forța naturii, Ovidiu Popescu, care poate să joace atâtea poziții, de care aveam atât de mare nevoie și accidentare gravă. Numai nouă ni se poate întâmpla așa ceva, da? Va ieși soarele și pe strada noastră, sunt sigur. Toată treaba e să... Deschidem geamul ca să intre și în casă. Golul lui Keșeru cum s-a văzut? Golul Keșeru s-a văzut senzațional. Golurile de până acum? Gol... și așa în Keșeru, adică când, dacă s-ar face un dicționar fotbalistic și s-ar pune, s-ar dori un nume propriu la un substantiv comun, la golgeter, ar fi poza lui acolo. Asta este, e golgeter născut. E ceea ce avea nevoie pe TSB? E indiscutabil, ceea ce aveam foarte mare nevoie. De la plecarea lui, nu cred că am mai nimerit un jucător care să aibă asemenea cifre în poziția aia. Cifre a avut Tănase și el foarte bune, dar pe varii poziții. Era vreunul dintre portari pregătit să facă față în câmp, dacă era nevoie? Am vorbit cu Vlad, l-am întrebat dacă a jucat vreodată în câmp. Mi-a zis că a jucat la Brașov, așa. Am pregătit echipament de jucători de câmp pentru ambii portari. Mă rog, deci am zis just in case, dar na, era e tehnicuț. Da. N-aș vrea să-i dăm o tentă să o împingem în ridicol, pentru că chiar am avut probleme. Chiar au probleme. Trebuia să ne gândim. Mai ales la terenul. Exact.